Salut, prieteni, sunt Marius. În această dimineață am primit un mail interesant care mi-a spus că OS X 10 Yosemite Beta este disponibil pentru descărcare. Motivul pentru care am primit acest mail este că m-am înscris în programul de testare a OS X Yosemite. Și pentru cei care vor să facă acest lucru, trebuie să meargă pe pagina apple.com, la secțiunea Mac, OS X/preview, și în partea de jos, în dreapta, este o zonă unde scrie Test Drive OS X Yosemite and make it even better. Pe Learn How. Și aveți aici un link pe care o să-l copiez în descrierea filmului. Și practic aveți de făcut o procedură de înregistrare. După ce ați făcut acest lucru, veți primi un mail în baza căruia puteți downloada OS X Yosemite. Mai întâi trebuie să ne asigurăm de faptul că computerul poate rula OS 10 Yosemite și asta presupune că ar trebui să aveți instalat OS X Mavericks sau mai târziu 10.9, cel puțin 2 GB de memorie și cel puțin 8 GB disponibil pe spațiu pe disc. După care recomandă să faceți un backup la Mac-ul vostru. Motivul pentru care nu o să-l fac eu este că practic fișierele cu date nu sunt afectate odată ce se instalează nou sistem de operare. Nu se modifică tipul de formatare al hard disk-ului, pur și simplu se instalează un sistem de operare nou. În măsura în care procesul eșuează, voi conecta hard disk-ul la un computer extern și îmi voi extrage datele manual. Oricum, decizia de a face backup va aparține în totalitate și nu aș vrea să mă acuzați pentru faptul că v-am sugerat să nu faceți backup. Deci poți să primiți un cod pe care puteți să-l folosiți și o să procedem la downloadarea Yosemite. În acest moment, aplicația se descarcă. Da, aplicația are, deci este OS 10 Yosemite Beta 1, are 5.07 gigabytes. Continuăm odată ce voi fi instalat OS X Yosemite Beta 1. Am downloadat și instalat OS 10 Yosemite și în acest moment am disponibil și un software update pentru iTunes. iTunes 12 arată diferit față de versiunea anterioară și va fi nevoie deoarece perioada de acomodare, însă în principiu nu este foarte, foarte complicată. A dispărut de aici panelul
de comandă rapidă, ca să zic așa. Dar în principiu rămâne utilizabil. Au fost introduse noi facilități în ceea ce privește share-uirea cu familia, dar nu o să intru în detaliu pentru că eu folosesc iTunes doar ca să descarc aplicații pentru iPad și pentru iPhone și să copiez muzică pe terminalele pe care le folosesc. Legat de macOS 10 Yosemite, am observat că, by default, iMovie nu rulează cu acesta și e nevoie de o soluție ușor ocolitoare. Într-o fereastră de Finder, deschideți aplicații, iMovie, clic dreapta, Show Package Contents, Contents, macOS și aici avem executabilul, care practic deschide. El în continuare arată că nu poate. Nu se poate folosi, dar după cum vedeți, a fost deschis. Alte lucruri pe care le-am observat sunt butonul verde, care înainte era plus, s-a transformat într-un buton care generează intrarea în modul full screen. La anumite ferestre, ținând tasta alt apăsat, acest buton se transformă în butonul Maximize. La altele însă nu. Cum e cazul iTunes. Ok, prieteni, acesta a fost. Vă mulțumesc că v-ați uitat și ne vedem în filmulețul următor.